Încă o mașină de senzație își face prezența la Tuning Show, cu un motor puternic și foarte zgomotos. Fetele rele au pus mâna pe o astfel de mașină și nu fără să lase urme. Băieții de la Insomnia au aniversat împlinirea a 4 ani. Unii au venit, unii au plecat, cei de bază au rămas mereu alături, și la bine și la rău. Noi le urăm bun venit în Tuning Show și la mulți ani! Încredere în Dumnezeu. Nu o să mă vezi singur niciodată, dar am singur grijă de mine ca de fiecare dată. Dacă aș putea, ți-aș arăta cum arată un război în lumea mea. Când e să-ți iei zilnic palme de la viață, să înaintezi obecăin ca un avion în șață. Palmă după palmă, asta te întărește și aștezi belelele zâmbind și decherește. Poate să vină, azi ești antrenat. Hei, bună ziua pentru voi, seara pentru noi, suntem la 4 ani la petrecerea Insomnia Racing Club, unul din cele mai tari cluburi de tuning din București, așa se laudă ei, o să vedem dacă este așa, ei au făcut astăzi 4 anișori de când există, îl avem alături de noi pe tăticul lor, fac gălăgie multă băieții, turează la maxim, pe Greg care este tăticul lor, bună Greg, tu ești președintele clubului? Bună, da, eu sunt președintele și unul dintre membrii fondatorii. Adică de 4 ani te ocupi de Insomnia. Da, de la început, de la început. Noi am început, suntem unul dintre 4 membri fondatori. Am înțeles, aveți 4 ani, astăzi petrecere mare, dar spune-ne și nouă câți membri sunt în București, de exemplu. Sunt aproape 40 de membri. Avem și membri în SUA, avem o filială de Insomnia California. Majoritatea membrilor este din București, asta e unul dintre condiții ca de a intra în club. Să fii din București, dar mai avem și de la și din Pitești, am avut și din Constanța, deci... Nu mai aveți în Constanța sau astea s-au închis? Nu, nu, acum e 95% este București. Zi-mi și mie, în California, știi că vorbele mai rele așa de prin fenomenul ăsta tuning spun că aveți doar o mașină. Cum e cu filiala din California? În filiala California este așa, e un român ca acolo, este foarte legat de tuning, am fost chiar la SEMA, care e cel mai tare show din toată lumea, a fost acolo cu plăcuțe Insomnia, cu stickere, cu tot. Este un român care stă acolo un pic aici, un pic acolo și mai are prietenii care au o firmă de tuning, care... Ce fac? Prepară mașini? Da, mai mult motor, dar și fac și jante și evacuare, se numește New Speed, e destul de cunoscută. Zi-mi și mie, de unde e ideea acum 4 ani când ați format club? Eu nu sunt din România. Am venit... M-am prins că vorbești așa puțin stâlcit. Am venit aici acum 5 ani și eram, deci îmi plăcea tuning foarte mult și mașini și tot. De unde ești? Din Polonia. De 5 ani ești în România, mi-ai spus că ești din Polonia. În Polonia ce ai făcut? Ai ocupat și acolo de un club de tuning? Nu, deci la început era aici, am venit, noi suntem al doilea club care a fost înființat în România. După Midnight Racer, bănuiesc. Nu, după No Speed Limit. No Speed Limit era primul club, după am fost noi și după am înființat celălalt. Acum nu știu câte sunt chiar, nu știu, 40-50 de cluburi. Noi mergem pe ideea că suntem cam o strânsă grupă de prieteni, nu prea primim oamenii în club. E vorba nu doar de tuning și pasiune, dar și de prietenie. Deci... Care sunt condițiile să intri în Insomnia? Trebuie să ai vreo recomandare, adică trebuie să cunoști. Nu prea primim oamenii de afară. E un lanț care se leagă cum ar fi. Deci trebuie să ai recomandare la un alt membru, practic. Da, unul sau cel mai bine doi. După aia mai e și perioada de timp de proba unde ne cunoștem. Și, și ce se întâmplă în perioada asta? Noi avem întâlniri. Noi ne întâlnim foarte des, fiecare weekend. Cel mai buni prietenii mei sunt, le-am cunoscut pe străzi. De unde vine numele Insomnia? Numele Insomnia e din nopțile pierdute pe străzile București. Eu am cunoscut pe majoritatea pe străzile, noaptea. N-am văzut, am vorbit, eu am avut o mașină tunată, el a avut și așa am făcut un site și sincer nu știu când s-a adus că la un moment dat în anul 2005 era primul tuning show în România, Sub Tuning și Sport.
la care am participat noi și toată fața, erau mașinile noastre. Deci practic nu știi când a luat amploare fenomenul. Tu ai făcut-o doar din, și clubul în sine, tu ai făcut-o doar din pasiune și cu prietenii și ați crescut. S-a dezvoltat foarte, foarte mult. Chiar, de exemplu, în Polonia au apărut articole despre noi și au zis că uite că se poate, că învățat de la români. Deci, practic, să înțeleg, să intri în insomnia, contează mai mult caracterul omului. Studiați caracterul și pasiunea pentru... Da, șina și caracterul și cunoștință, cam așa. Ați participat și la concursuri? Da. Eu știu că în Sereș ați luat locul 3, de exemplu. Am fost la Sereș și am fost și eu, dar am avut probleme cu mașina. Nu te-am văzut, am fost și noi. Am fost, eu te-am văzut. Dar a doua zi nu mai am fost pe pista. Oricum, ca un exemplu, în 2007 am fost ca primul grup și primul român cu Audi asta RS4 albastru, ca participații la campionatul european de drag racing, care se numește King of Europe. Și se organizează o dată pe an, vin cel mai tari mașini, de genul 2000 de cai. Bine, nu am fost acolo să câștigam, că nu am avut nicio șansă, dar... Pentru palmares. Era o experiență plăcută. Și trofee câștigate? Multe, nu, în toți 4 ani chiar multe. Voi aveți și secțiuni, tuning audio, secțiuni de tuning motor.